În urma unor percheziții, polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au descoperit o cultură impresionantă de cannabis în casa unui constanțeană de 30 de ani. Mai exact, au fost depistate 117 plante și 11 kg de cannabis, precum și aparatură specifică comercializării acestora. De asemenea, au fost disponibilizate două autoturisme, patru telefoane mobile, un laptop, un pistol de tip airsoft, un topor, un baston telescopic, un spray iritant lacrimogen, precum și 2800 de lei și 200 de euro. În urma probatoriului administrat, bărbatul bănuit că ar fi înființat cultura de tip indoor a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanței în vederea luării de măsuri legale.